Românii întorși din străinătate au îngroșat cozile de așteptare ale birourilor de eliberare acte de identitate și la serviciul de evidență informatizată a persoanei romani este agitație mare în aceste zile. Așa cum ne-am obișnuit de altfel și cum am făcut aceste precizări și cu alte ocazii, în această perioadă, respectiv în lunile iulie-august, înregistrăm un număr crescut de cereri depuse din partea cetățenilor. Se datorează, în primul rând, cetățenilor care se întorc din străinătate pe perioade scurte de timp, în concediu, și doresc preschimbarea actelor de identitate, având în vedere că sunt expirate, dar și cei care locuiesc, practic, în România și au actele de identitate expirate și datorită activităților desfășurate de către noi în teren, cetățenii au înțeles că este necesar și este o obligație legală de a deține un act de identitate valabil. Angajații acestui serviciu se așteaptă ca în luna august să fie aglomerație și mai mare. Același aflux de solicitări se va înregistra cel mai probabil și la serviciul de evidență și eliberarea pașapoartelor.